După ce ieri au susținut proba la limba și literatura română, astăzi elevii au fost testați la matematică. Simularea a început la ora 9, iar adolescenții au avut 2 ore la dispoziție pentru rezolvarea cerințelor. Majoritatea dintre ei s-au plâns că subiectele au fost mai dificile decât cele de la limba și literatura română. Pentru partea de geometrie a fost nevoie de mai multă atenție, spun viitorii absolvenți. A fost mai greu decât la română, trebuia doar atenție, am reușit să le rezolv pe toate. Deci sper la o notă mare. A fost vreun subiect care te-a pus în dificultate? Da, la prima parte. Da, l-am făcut până la urmă. Nu au fost foarte grele, au fost în regulă, doar că la subiectul 3 prima problemă mi s-a părut mai grea decât a doua, deși era de geometrie plană și nu în spațiu. A doua a fost mult mai ușoară. Mi s-a părut puțin mai greu la matematică, dar mă rog, și la română a picat subiect pe care am învățat în clasa 6-a. A fost destul de complicat. Cred că am făcut tot, adică m-am verificat și cu doamna și cu ceilalți colegi și mi-au dat toate bine. La geometrie, doar geometria a fost puțin mai dificilă, în rest nimic nu a pus probleme. Astăzi am dat proba evaluarea națională la matematică. Subiectele nu mi s-au părut foarte grele. La subiectul 3 a pus unele probleme, însă nu foarte greu. Și s-au putut rezolva cu ușurință. Ce notă te aștept să iei? Peste 9, sper. Profesorii de specialitate consideră că subiectele de la testarea la matematică au avut un nivel mediu de dificultate. Subiectul a fost după modelul celor publicate de Ministerul Educației Naționale, a avut un grad mediu de dificultate, nu iese din program, deci este așa cum ne așteptam și cum trebuiau să aștepte și copii. Au avut de rezolvat probleme cam din toată materia, exact după structura subiectului, modelului, după cum am spus. Partea întâi, care este cea la care se completează numai răspunsurile, care este în general o parte foarte ușoară. La partea a doua au avut de construit o figură geometrică și după aceea de rezolvat probleme de algebră. A fost o problemă cu ecuații, a fost o problemă cu radicali, deci așa, cam din toată materia. Iar partea a treia este de geometrie, cu o problemă de geometrie plană și una de geometrie în spațiu. La subiectele 2 și 3, la fiecare au fost așa și chestiuni mai, mă rog, care necesitau o atenție mai mare, nu foarte dificile. Afișarea rezultatelor de la simulare este programată pentru data de 6 martie. Notele nu vor fi trecute în catalog. În județul nostru, aproximativ 4.000 de elevi au susținut testări zilele acestea.